n-am venit să chem pe drept la pocăință, ci pe cei păcătoși. N-au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, încă suntem sub puterea ziditoare a Evangheliei din duminica cea trecută. Încă suntem în săptămâna Evangheliei de duminica trecută. Iar în Evanghelia de duminica trecută avem acolo cuvintele prorocului Isaia care zice cei ce erau, referindu-se bineînțeles la venirea Mântuitorului Iisus Hristos, spune în felul următor: cei ce erau în întuneric au văzut lumină mare, iar cei care erau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. Așadar, fraților, minunea pe care noi trebuie să o căutăm în viața noastră, minunea de care se înfioară și se bucură Dumnezeu atunci când noi reușim să o săvârșim, nu este întâlnirea noastră cu lumina lui Hristos, ci întâlnirea noastră cu întunericul în care ne aflăm. Știți? Noi suntem desprinși din rai. Și fiind desprinși din rai, noi suntem fii ai luminii. Și firea noastră este să fim luminați. Dar odată cu adâncirea păcatelor omenirii, noi ne afundăm tot mai mult în întunericul lipsei lui Dumnezeu. Și atunci se ciocnesc două lumi în inima bietului om. Se ciocnește realitatea adâncului și întunericului păcatelor cu firea omului, care el este făcut să fie în lumină. De aceea noi, deși suntem în întuneric, deși suntem în latura și în umbra morții, noi avem această ambiție, această tendință să ne considerăm în lumină, să ne considerăm în dragostea lui Dumnezeu. Ei bine, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu au tendința să-și creeze propria lor lumină. Și această lumină este falsă. Și aici este cel mai mare pericol, pentru că nu vedem nici întunericul în care noi de fapt ne aflăm și nici în lumina lui Dumnezeu nu suntem. Suntem într-o lumină aparentă, într-un adânc mai mare decât adâncul păcatelor noastre. De aceea, cea mai mare minune pe care o vede Dumnezeu la om este aceea în care făptura lui își recunoaște și se vede acolo unde este cu adevărat. În adâncul păcatului și lipsit de ajutor, în iadul cel mai de jos, dar nu în iadul. Și deși omul cade în acest iad al deznădejdii și al lipsei de perspectivă, renunță la acea tendință naturală de a se crede în lumină și se vede într-un întuneric mai concret și mai adevărat decât există, iată, Dumnezeu atunci, de fapt, puterea omului în momentul de tensiune și de criză crește și forța rugăciunii ajunge până la Hristos. Ei, acel glas disperat, plin de nădejde către Dumnezeu, este atât de dulce lui Iisus și iată, El picură lumină celui care se află în întunericul păcatelor.
pentru că lumina, vedeți dumneavoastră, lumina învierii nu a răsărit de undeva din cer, ci a venit din cer, dar s-a născut în pământ. Și Hristos s-a născut în iesle și învierea, lumina învierii a venit din mormânt. De aceea noi trebuie să fim mereu cu mintea și să căutăm păcatele noastre. Pentru Dumnezeu nu este un om minunat acela care zboară, nu este un om minunat acela care prorocește, nu este un om minunat acela care este un om de treabă, ci un om minunat pentru Dumnezeu este acela care își vede păcatele și se pocăiește pentru el. Și cum spuneau și părinții, nimic nu vindecă pe lumea asta decât pocăința. Degeaba te împărtășești, degeaba vii la liturghie, degeaba faci milostenie dacă inima ta este împietrită. Poate prin mila lui Dumnezeu și acelea se vor socoti undeva, cândva, cumva. Dar garanția noastră a întâlnirii lui Hristos cu bucuria noastră este aceea în care noi vedem realitatea în care suntem, în care noi am reușit să dăm măcar de o codiță din vreun păcat care ne stăpânește. Măcar atunci când zărim în noi un păcat, să știm că acolo este de fapt doar vârful icebergului, știți? Și dacă reușim să apucăm de ceea ce suntem noi cu adevărat, atunci, într-adevăr, vine Hristos și vindecă suferința, vindecă durerea noastră, mai ales aceea pe care am redescoperit-o, aceea a păcatelor, a existenței păcatelor noastre, și atunci vine și le șterge și prin, ca și consecință a ștergerii păcatelor, vine și bucuria și izbăvirea de griji și de necazuri. Evanghelia de duminica trecută îndeamnă la căutarea inimii noastre. Noi avem tot timpul tendința să ieșim în afară. Ne închidem, securizăm tot ceea ce este noi, știm că acolo este un ceas cu bombă și nu umblăm. Preferăm să ne ținem ocupați de televizor, să ne ținem ocupați de vorbitul la telefon, de statul pe telefon, de cu totul alt, decât să stăm un pic în pace și să vedem ce ticăie de fapt în noi. Să vedem ce univers așteaptă să fie cunoscut și cucerit de noi. Și când reușim să privim măcar pe gaura cheii la ceea ce este în inima noastră și ce colcă e acolo, atunci ne înfiorăm și iarăși preferăm să fugim, dar unde să fugi de tine? Unde ai putea să fugi de tine decât să fugi la Hristos, să-L iei de mână și împreună cu El să capeți curajul să intri înăuntru în pucioasa aia care se află în inima fiecărui om. Iată, Hristos este, știți, toată lumea fuge de ceea ce este necurat. Sfinții fug de ceea ce este necurat. Îngerii fug de ceea ce este necurat. Preoții fug de ceea ce este necurat. Dar Hristos n-a fugit niciodată de ceea ce este necurat. El s-a atins și de femeia care avea scurgere, El s-a atins și de leproși, El a coborât în adâncul cel mai de jos ale pământului. Nu va putea niciodată vreun om să ajungă atât de jos în iad pe cât a putut Hristos să ajungă. Iată câtă smerenie a avut Dumnezeul nostru. De aceea El este slava noastră și El este puterea noastră de a intra și în ceea ce este spurcat în noi, în inima noastră. Dacă a intrat în cel mai adânc iad, înseamnă că poate să intre și în inima noastră. Cum? Cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.